Consilierii USL au dorit să ajusteze taxele și impozitele locale votate în luna decembrie în absența lor. Proiectul însă nu a putut fi votat astăzi în prima ședință extraordinară din acest an. Pentru cvorumul ședinței este necesar numărul de minimum 12 consilieri prezenți. Constatăm că, fiind prezenți doar 9 consilieri, ședința nu are cvorumul legal pentru desfășurarea acestei. În sală, la ora ședinței, s-au aflat doar 7 consilieri USL și 2 ai PPDD. De asemenea, au fost prezenți viceprimarii Bognar Levente și Cătălin Țițirigă, primarul Gheorghe Falcă aflându-se în concediu. N-au venit pentru că le era frică, probabil că să dea piept cu o anumită realitate, pentru că proiectul întocmit și mânat de noi este în conformitate, mă rog, n-am contestat decât anumite puncte legalitatea hotărârii de Consiliu, dar am contestat oportunitatea. Din punctul meu de vedere, pot să vă spun că ședința de astăzi nu și-avea obiectul. Datorită faptului că acea ordonanță a fost o ordonanță simplă și nu una de urgență, ea putând fi aplicată doar începând de luni, ședința programată de către colegii noștri pentru ziua de azi, nu își mai avea sensul. Consilierii USL au declarat că vor încerca să reintroducă proiectul de hotărâre pe ordinea de zi a unei noi ședințe extraordinare.